Agenția de plăți și intervenție pentru agricultură primește cereri pentru ajutorul excepțional destinat crescătorilor de porcine care dețin exploatații autorizate sanitar-veterinar de către Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor pentru creșterea, îngrășarea sau reproducerea porcinelor. Cererile de solicitare a ajutorului excepțional pentru sectorul de creștere porcine se depun la centrele județene APIA până la data de 8 aprilie 2016 inclusiv. Sprijinul financiar destinat fermierilor din sectorul cărnii de porc se asigură din Fondul Europei Pean de Garantare Agricolă prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2016. Suma totală pentru sectorul de creștere porcine este de peste 2 milioane de euro. Beneficiarii care au ferme sub angajament în cadrul măsurii 215 vor depune cereri la centrele județene APIA, unde au depus cererea de ajutor aferentă măsurii. Cei care nu se află sub un astfel de angajament vor depune actele la centrul județean unde au înregistrat sediul social. Documentele specifice care însoțesc cererea pentru acordarea ajutorului financiar se referă la copii de pe avize și facturi care atestă sacrificarea animalelor, documentul de mișcare lunară și cumulata efectivelor de scroafe în perioada 1 ianuarie 31 august 2015, fișa urmăririi activității la animale în perioada 1 ianuarie 31 august 2015. Suma cuvenită fiecărui producător agricol în cazul ajutorului financiar se calculează de către APIA astfel. Se împarte suma prevăzută la efectivul de porci livrați și clasificați în abatoare autorizate în perioada 1 ianuarie 31 august 2015. 2015, dar nu la mai mult de 300.000 de capete pe beneficiar. Se împarte suma prevăzută la efectivul mediu de scroafe sau la efectivul de scrofițe de reproducție, livrate sau transferate în perioada 1 ianuarie 31 august 2015.